vremurile restaurării, a așezării din nou a tuturor lucrurilor, astfel încât cunoștința slavilor Dumnezeu să acopere pământul după cum apele acopere adâncurile mărilor. Dumnezeu, înainte de a face ceva pe plan mondial sau în dreptul unei națiuni, anunță ceea ce va urma să se întâmple, fie prin cuvântul Sfintelor Scripturii scris, fie prin darul profetic. În vremea aceasta, Dumnezeu are privirile ațintite asupra tuturor națiunilor lumii, în special asupra lui Israel, și caută în fiecare națiune un om. El caută oameni, tineri și tinere, bărbați și femei, care să fie lucrători împreună cu el și fiecare să stea înaintea lui, în mijlocul națiunii, și să binecuvinteze națiunea și să mijlocească pentru națiune. Cuvântul lui Dumnezeu pentru locuitorii țării noastre este scris în Ezechiel 22:30. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul sfărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Televiziunea Alfa Omega nu deține doar o licență de emisie și nu acoperă doar o vilă de programe, ci este răspunsul la chemarea și căutarea lui Dumnezeu ca cineva să stea în mijlocul sfărturii, în mijlocul națiunii, înaintea lui, pentru țara noastră. Datorită credincioșiei voastre în lucrurile încredințante, Dumnezeu a îngăduit, v-a dat har, v-a dat favoare să deosebiți vremurile, să cunoașteți vremea cercetării pentru România și Israel și nu numai, pentru națiunile lumii, să stați înaintea lui Dumnezeu împreună cu alții care cunosc vremurile, cunosc voia lui Dumnezeu și mijlocesc pentru națiuni. Dumnezeu va chema ca să fiți lucrători împreună cu El, făuritori de istorie. Sunteți parte a lucrării lui Dumnezeu în istoria contemporană. Țara noastră este în centrul atenției lui Dumnezeu. Dumnezeu a ridicat și continuă să ridice națiunea noastră, o națiune, o generație neprihănită. El toarnă Duhul Sfânt în egală măsură peste fii și fiice, peste tineri și tineri, peste părinți și bunici, peste toată națiunea. El toarnă Duhul Sfânt peste o mare mulțime care stau înaintea lui Dumnezeu și rostesc cuvinte de binecuvântare pentru națiune, fiecare în locul în care a așezat Dumnezeu, peste localitatea lor, peste regiunea lor, peste națiunea întreagă, așa cum este scris în Proverbe 11:11, o cetate, o națiune, se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană. Domnul Dumnezeu este credincios și niciun cuvânt al Lui răstit peste națiune nu se întoarce înapoi fără răspuns. Am încredințare că Alfa Omega este o voce profetică în națiunea noastră și între națiunile lumii, care anunță nu doar sfârșitul vremurilor și judecata lui Dumnezeu, ci mesajul principal este vestea bună care ajunge pretutindeni, prin mai multe căi sau mijloace media, în casele tuturor românilor și nu numai, indiferent de națiunea unde se află ei. Alfa Omega are o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Am încredințare și asta personală, rețineți, ați primit o acreditare divină, ați primit un mesaj unic care este o soluție la problemele societății, astfel încât Împărăția lui Dumnezeu se extinde pretutinde. Ați primit acreditare divină, ați primit un mesaj unic pentru Biserica lui Dumnezeu din România și de pretutindeni. Mesajul acesta este: Biserica, trezește-te, iată, împăratul tău vine, miere sosește. Fă o investiție înțeleaptă. Investește în Împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega.